You guys play the best music. Europa FM. Și ne vom întoarce la cea mai bună muzică de ieri și de azi, imediat după întâlnirea cu Cătălin Striblea. A început rațiunea zilei, sau mă rog, să înceapă. Salut, Cătălin, bine ai venit. Salutare, bine v-am găsit. Ce, nu? Înțeleg că erai fermecat de domnul Traian Băsescu. Da, da, da. Păi, ascultam știrile Europa FM de la ora 15 și înțeleg că este în căutarea unui apartament de 3 camere și mă întrebam ce-o fi atât de rău să-ți permiți totuși un apartament de 3 camere, că m-a certat un ascultător că am fost rău. Cred că aveți definiții diferite ale apartamentelor de 3 camere. Să știi că și la Herăstrău, în blocurile alea noi, sunt apartamente de 3 camere. Hai, nu l-aș vedea în militari. Adică... Păi... Sau unde l-ai mutat pe Traian Băsescu? Eu am un apartament militar de 4 camere. Dacă îmi faci ofertă, el da. În militari? Da, pun să stea acolo frumos. Ea, cum, exact cum și-a dorit, cu da, nu magazine. Nu vrea 4 camere, vrea doar cu 3. E mic, are până în 80 de metri, are 78 de metri pătrați. Sunt niște 4 camere chinuite. Înțeleg că nu numai... Deci la etajul 6. Ai tu un lac lângă... E vreun lac da, ceva bălți, mizerie. O apă, să da. Găsești de... o bărcuță, o chestie. Da, nu, n-am. Nimic? Nimic de genul ăsta. Este un părculeț. O ghețărie, ceva să... militar există? Un șprițuleț să face. Mai sunt oameni acolo. Mergi. Cum se numește șprițul din militari? Șprițul din... De vară. Se schimbă cartierul ăla dacă își cumpără Traian Băsescu acolo un apartament. Dar ce ar fi, toată lumea mi-ar mulțumi că ar crește toate prețurile. Păi aia zic că una deja... Una e să fii vecin cu domnul Băsescu. Dai seama, cele de 3 camere cel puțin, prețurile au sărit în aer în momentul bine, ăsta. Să nu le fie oamenilor teamă că îi toarnă pe undeva. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Apropo da. De vorba asta cu turnatul, știi că era celebră pe Facebook. Mm. Cum era domnul ăsta, așa? A băut, dar și a turnat. Așa, da. Sau da, nu a turnat, dar da, și a băut. Băut. Da, 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 bună asta. Eu vă aduc vești despre un alt fost. Știți probabil deja că se pregătește o răsturnare a președintelui PNL, domnul Florin Câțu. Informațiile au venit, cum spun jurnaliștii, pe surse, adică în mod neoficial, începând de ieri alaltăieri, că sunt mai multe filiale care vrea să semneze un document să-i ceară să demisioneze. Domnul Câțu este plecat în Statele Unite, unde a avut întâlniri cu oficiali de acolo. Părea a fi pe val, de-aia m-ai surprins și pe mine. Da, părea a fi pe val, lucrurile par să se confirme că de asta am ales subiectul ăsta astăzi, pentru că deputatul PNL Alexandru Muraru, scuze, am mutat laptopul, dar l-am mutat mai... Mai ungel și mai, tot rău. Da, nu știu cu ce a dat pe masă aici. Deputatul PNL Alexandru Muraru a publicat o opinie, să zic, dar e un fel de scrisoare deschisă pe site-ul Digi24 și spune așa, domnul Muraru este unul dintre apropiații de președinte. Fratele său este ambasador în Statele Unite și a fost consilier prezidențial. E un om care e în această apropiere prezidențială. Zice așa, domnul Muraru, ca să nu existe dubii, PNL are nevoie de un proiect politic nou construit așa cum e o regulă nescrisă a organizațiilor politice românești în jurul celui care se află în fruntea administrației. După care, zice așa, Nicolae Ciucă este primul român după regele Mihai decorat de Statele Unite cu Legiunea de Merit, cea mai înaltă decorație. Și continuă domnul Muraru în această scrisoare deschisă, să-i spunem, anul 2022 a adus o realitate politică nouă pentru Partidul Național Liberal. Încremenirea în proiect este cea care demolează partidele politice, își invită colegii la acțiune și adaugă, numai în Partidul Comunist se respecta cutuma că toate mandatele trebuie duse până la capăt, indiferent de ce se întâmplă. Cu referire la mandatul domnului Câțu. Care oricum e destul de scurt. Da, 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 el e din toamnă, nu e ca și că de atunci a început criza. Da. Un partid precum PNL, într-un stat democratic, nu-și poate permite o asemenea greșeală atunci când condițiile din teren impun o reevaluare, impun nevoia unui proiect politic nou chiar din 2022. În definitiv, dacă un guvern se schimbă aproape anual, de ce un partid politic ar trebui să încremenească într-un proiect care nu mai este actual? E fraza asta, n-am mai înțeles-o. Cu guvernul care se schimbă aproape anual, pentru că
Bun, ok, nu cred că e cazul aici, dar mă rog, știți că în 2023 urmează o predare a ștafetei, cel puțin așa au zis. Așadar, sunt oameni din PNL care, în mod deschis, cer plecarea domnului Câțu. Domnul Câțu nu a fost iubit de partid sub nicio formă de-a lungul lunilor ăstora și, în general, aici are dreptate domnul Muraru. Partidele se înghesuie în jurul celui care are banii, respectiv domnul Ciucă. Desigur că asta, adică primul ministru, da, în cazul ăsta, domnul Ciucă, asta înseamnă că e foarte probabil această răsturnare. Nu știm câți oameni mai sunt în tabăra domnului Câțu, vom afla probabil în săptămânile următoare. De ce face PNL asta? Pentru că o gândise de mult și domnul Câțu, pentru foarte mulți lideri liberali, nu reprezintă o garanție că partidul ăsta poate să crească. Și mai este această dorință probabil prezidențială, zic eu, ca domnul Ciucă să vină în fruntea partidului, probabil că era o idee mai veche. Asta ne dă calcule noi și pentru alegerile prezidențiale. Probabil că în momentul ăsta există un proiect care să-l aducă pe domnul Ciucă pe culoarul alegerilor prezidențiale. Dar asta e mai greu de îndeplinit, pentru că la partid, sigur, e mai simplu, oamenii să înțeleg între ei. E mult mai complicat să vii în fața poporului și să spui, iată candidatul, apreciați-l. Că poporul o să hotărască el de unul singur ce și cum face. Asta e ideea, probabil că în următoarele, știu eu, 5-10 zile vom vedea cum curg lucrurile astea. Cred că în momentul ăsta lui Ludovic Orban îi pare rău că a plecat din PNL, nu? De la... Nu, domnul Orban n-ar fi fost reprimit după tot scandalul, doar dacă nu provoca scandal, dar nu uita că el fiind încă în PNL, el a provocat scandal. Poate, da, ideea ar fi că îi pare rău că n-a plecat în liniște din funcție, știi? Uh-huh. Asta ar fi ideea, că dacă pleca în liniște din funcție și îl parcau cum se făcea în politică, acum putea să fie iarăși vicepreședinte, prim-vicepreședinte, pregătit pentru europarlamentar, ministru al ceva, dar domnul Orban a ales să lupte. E la forța dreptei, dacă nu mă înșel. Dreapta forței, forța dreptei, acum da. Cât forța să fie nici nu tine. Contează. Să pot uni cu partidul ălalt care a apărut acum, ai zice, noi. A unde e doamna Dăncilă? Iată. Am înțeles. Cătălin, îți mulțumesc pentru comentarii. Te așteptăm și mâine alături de noi. Indiferent de ora la care ne asculți, suntem pe aceeași frecvență cu tine. Amazing! Europa FM.